festivitatea de premiere, că toată lumea a muncit astăzi și să vedem care sunt rezultatele. După câte știți, au fost mai multe competiții, s-au întâlnit mai multe țări, mai multe echipe și sper că au câștigat cei mai buni. Vom începe cu concursul de șah, unde concursul internațional, pentru că și aici au fost din mai multe țări. Și începem cu domnul arbitru, căruia vrem să-i dăm o diplomă, domnului Toutianoș. Care la fiecare ediție ne ajută, se ocupă de concurs. Domnul Lop. Ei, arbitru internațional de șah. N-am zis că de șoc ne șterg. Biro. Biro. Continuăm cu locul 3 la șah seniori. Domnul Oros Ferenc. Locul 3. Aude de caiețe. Pisomoi Nerteș, câștigătorul de astăzi, Kovac Arpad. Cel mai bun, simile. Așa? Păi dacă l-au locul 1, nu? Dacă l-au locul 1. Anul ăsta s-a organizat la șah o competiție mai interesantă, un joc de șah rapid. Poate domnul Ivan știe mai multe, dar nu o să intru acum în amănunte. Vom și începe premierea. Locul 3, Isa Costache. Mult succes și vă mai așteptăm. Locul 2, o cunoștință, un copil cu un potențial enorm. Locul 2 se acordă lui Brisc Andrei. Tot așa în continuare. Vladiu Fiotor, Vladiu Noilete și Vladiu Heer. Acum avem o persoană foarte importantă, very important person from City. Locul întâi, domnul Ivan Vasile. Ce-a făcut? Și avem și un premiu special pentru un copil care merită din plin, Bob Coran, pentru titlul de cel mai tânăr participant. E de la polonez? Bravo! E la polonez? Și acum trecem la competiții cu mingea. Aici avem mai multe echipe. Locul 2 se oferă echipei din Ciuf. Bărbați! Bombard!
Fotbal sau ce? Men's. Myślę, że tego nie nagrali. Uwala cielna jednak. Podium uluj, prymaria się miał loku tyj. Dala dole. Locul întâi echipei de fete ATS Silvania Sport. Mai avem un loc întâi tot la fete, Clubul Elevilor și Meu Silvanie. Și acum mergem la sportul rege, fotbal. Ok. Loc întâi, second place, echipei din Ciuf. Marcel! Gata! O 130 de ani când eu băie o bere și nu mă uita la pauza asta, cum a fi? Mor! Oh, pentru participare, o să mai mânăm niște premii mai încolo, dar trebuie să gustăm un pic din preparate, sper să le traduceți. Vă mulțumim pentru efort, eu zic că merită să ne întâlnim în acest cadru, sportul să-l îmbinăm cu acest festival. Vă rog să mai mergeți și până cetate și unde mai avem alte acțiuni. Și, nu știu, v-aș întreba, la anul merită să mai facem, deci în cadrul festivalului. Deci să continuăm tradiția. Da, nu s-a înțeles. Dragule, te rog, la audio.
Vă mulțumim încă o dată și să continuăm distracția. Vă rog să vă serviți.